știu cum se... Acolo a rămas. Păi dă, mai bine folosești un tirbușon de ăsta clasic. Eu știu cum se scoate ăsta. Lasă-l așa acum, punem la altă. Doamnelor și domnilor, Vlăduță știe că suntem în post, așa că a făcut o parte pentru aceia mai duși la biserică dintre noi și o parte pentru puberi. Puberii fiind sau arătând o nevoie de carne, așa, da, excesivă chiar. Macră, de obicei, deosebită. Vlăduț, ce ai adus pe masă? Pentru astăzi m-am gândit tot oarecum, să spun așa, pe jumătate din bucătăria germană, pentru că afară este o vreme mohorâtă, petrec mai mult timp în bucătărie și dumneavoastră acasă la fel. În primul rând am ales să prepar astăzi un schnitzel cu champignon à la crème. Un preparat consistent, delicios, plin de savoare. Pentru ca și porțiune anatomică de la carne am ales un mușchi file care trebuie foarte bine curățat de surplusul de grăsime, apoi bine de tot bătut cu ciocanul de șnițele, condimentată, vărit prin făină, ou și pesmet, astfel încât să rezulte un șnițel subțire ca o coală de hârtie, dar și crocant în același timp. Așa. Separat însă, da, pregătim garnitura pentru șnițel, și anume ciupercile à la crème. Am ales două tipuri de ciuperci, champignon maron și champignon albe. Au gusturi diferite, le tai pe toate în patru, iar într-o tigaie cu foarte puțin ulei de măsline am să le rumenesc ușor. Apoi, peste un kilogram, un kilogram și jumătate de ciuperci, am să torn circa o jumătate de litru de vin alb. De preferință un vin alb demi-dulce. În momentul când simt că se evaporă din cantitatea de sos, pentru că ciupercile își lasă apă, dar și vinul contribuie foarte mult la acest sos, am să adaug smântână. Adică după circa un sfert de oră, după ce se evaporă aproape tot alcoolul din sos, adaug smântâna dulce, un pachet de brânză topită pentru că vreau să se lege foarte bine, da, și două sau trei, poate chiar 5-6 feliuțe din brânză brie. Îi dă un gust mai special. Da. Pot să adaug și niște usturoi sau ceapă verde tocate foarte, foarte fin, câteva frunzulițe de rozmarin, câteva frunzulițe de mentă. Aici dumneavoastră acasă trebuie să vă jucați un pic cu imaginația, dar și cu gusturile. Nu da toată rețeta deodată. Sigur. Să aștepte oamenii concluziile noastre. Am uitat să te întreb ce